Bună dimineața! După cum știți, la începutul lunii august am stabilit împreună cu domnul primar Laurențiu Dan Leureanu un program de reducere a timpilor de așteptare în centrul primirii urgențe. În decursul acestei perioade am început implementarea măsurilor din acest program. Astfel, au fost scoase la concurs pentru compartimentul de primiri urgențe, 3 posturi de îngrijitor curățenie, 3 posturi brancardier, 1 post asistent medical, iar în perioada 7-9 septembrie va avea loc examenul pentru îngrijitorii de curățenie, 12-14 septembrie pentru brancardieri, iar 20-22 septembrie pentru asistenți. Cele 5 posturi vacante de pază din statul de funcții din CPU, pentru care cei de la DSP nu erau de acord să aloce banii, au fost transformate prin hotărârea de Consiliu Local în ședința de săptămâna trecută. Au fost transformate în 4 posturi de asistenț medical și 1 post de medic și am început demersurile pentru scoaterea la concurs a celor 4 posturi de asistenț medical, pentru ca ulterior să putem avea dimineața 5 asistenți, iar în tura de noapte 4 asistenți pe tură. Tot în această lună se va desfășura și examen pentru postul de medic din CPU, post scos la concurs acum 2 luni, dar examenul se susține în luna septembrie și tot acum, pe 15 septembrie, examen pentru postul de medic neonatolog. Și la CPU și la neonatologie avem câte un singur candidat. Alte posturi scoase la concurs în decursul acestei luni sunt un post îngrijitor curățenie bloc operator, 3 posturi îngrijitor curățenie perioadă determinată chirurgie. Menționez că aceste 3 posturi au fost scoase și în luna iulie, nu au fost ocupate și atunci au trebuit scoase din nou. Un post asistent medical bloc operator, un post asistent medical dermatologie, un post referent specialitate achiziții publice, un post referent specialitate managementul calității și control intern managerial, un post contabilitate 1A în cadrul serviciului financiar contabil și jumătate de post registrator chirurgie infantilă, care la fel în luna august, când a fost examenul, n-a promovat nimeni. În decursul acestei lunii august, în sala de triaj a fost întotdeauna un asistent medical care a făcut triajul, iar pacienții cu probleme cardiovasculare au fost consultați de medicii CPU cu prioritate. În perioada 1-31 august au fost 3863 de prezentări în compartimentul de primiri urgențe, cu o medie de 130 de consultații pe zi, față de luna iulie, când au fost 5417 prezentări, adică o medie de 170 prezentări pe zi. În luna august au fost mai puține prezentări, cu toate că în această lună de obicei vin mulți din străinătate în concediu de odihnă acasă. Această scădere a prezentărilor în CPU aș dori să o pun pe o creștere a adresabilității în centrele de permanență din Roman și satele învecinate. Țin să reamintesc că pe zona Romanului sunt 7 centre de permanență, centrul de permanență de la MedClass, din Bogdan Dragoș, de la Central Clinic, Melchisedec, din Anton Pan, de la IMC și Gară, iar în jurul Romanului la Sagna, Oniceni, Moldoveni, Poienari, Tămășeni. Toate acele cazuri non-urgență, consulturi, tratamente intravenoase și pansamente pot fi rezolvate în aceste centre de permanență, unde zi de zi este un medic de familie de gardă. Legat de implementarea sistemului de înregistrare audio și video din CPU, s-a vorbit cu firma care a implementat sistemul video și a spus că trebuie schimbat DRV-ul, care are 16 intrări video, cu un alt DRV tot cu 16 intrări video, dar și 8 intrări audio. A făcut o estimare, urmează procedura de achiziție. Ținem să spunem că cel vechi, DRV-ul vechi cu 16 intrări video, va fi folosit la pediatrie și boli infecțioase, pentru că și acolo tot timpul sunt pacienți mai agitați, mai recalcitranți și trebuie să avem înregistrat măcar video, dacă nu și audio.
Începând cu 1 septembrie, pacienții din CP1 nu vor mai primi buletinul de analize, acestea rămânând în foaia de observație. Cine dorește rezultatul acestor analize îl va primi doar după ce va face o cerere la direcție și vor plăti suma de 30 de ron, sumă hotărâtă în comitetul director, în ședința de comitet director de săptămâna trecută. Astfel vom scădea prezentările în CPU cu acei pacienți care vin doar cu diferite pretexte, doar pentru analize. Tot cu 1 septembrie se va demara în cadrul compartimentului de primiri urgențe utilizarea echipamentelor și programelor din cadrul proiectului Extinderea infrastructurii informatice a Sistemului Național Unic pentru apelurile de urgență. Astfel, înregistrarea pacienților se face în sistem informatic unic la nivel național și toate datele legate de pacient, adică nume, prenume, CNP, motivele internării, antecedentele heredocolaterale, antecedentele patologice personale, examenul clinic, investigații, rezultate, vor trebui trecute în acest sistem informatic nou, adică pe un calculator direct sau tabletă. Inițial se va merge în paralel cu fișele de observație a pacientului, pentru ca ulterior aceste date să fie făcute doar electronic. Pentru acest proiect, cei de la Serviciul de Telecomunicații Speciale, STSU, au alocat centrului de primiri urgențe 3 tablete și 2 calculatoare. Un calculator se află în triajul CPU, unde sunt introduse datele personale ale pacientului și codul de urgență. Aceste date sunt preluate de medic, care se află în rețea cu o tabletă. Medicul se loghează la program și apasă pe ecran unde este memorată ora la care vine pacientul. În perioada în care vede și consultă, pacientul este delogat de la sistem pentru ca ulterior, când a finalizat consultul, să se relogheze și să transmită datele despre consult la București, la Departamentul de Situații de Urgențe. Ce trebuie să știe și pacienții și aparținătorii, tocmai să nu fie discuții, este că atunci când vede medicii cu aceste tablete, ei nu joacă jocuri pe tabletă, nu prin Pokémon prin CPU, ci doar își fac datoria să transmită datele despre pacient în timp real la DSU București. Acest program este implementat și la serviciile de ambulanță, iar medicii din CPU pot vedea ce pacienți vor ajunge în CPU sau dacă cei de pe ambulanță au nevoie de sprijin, se pot transmite date între serviciul ambulanță și medicii din centrul primiri urgențe. Despre o altă noutate, de fapt nu e noutate, după cum știm, de la 1 august a intrat în vigoare Ordonanța 20, care prevede o nouă grilă de salarizare în domeniul sanitar. Astfel, am în față care ar fi noua grilă de salarizare despre medicul șef secție. Indiferent de vechime, că e medic primar, că e medic specialist, salariul de bază după Ordonanța 20 va fi de 5.550 ron. Un medic primar cu o vechime de peste 20 de ani, în loc de 4.193 cât era până acum, va fi 5.105, cu o mărire de aproximativ 1.000 de ron. Medicul specialist de la 3.234 la 3.819, aproximativ 600 de ron. Farmacistul primar de la 3.534 la 3.682. Asistentul medical principal cu studii superioare de la 3.314 la 3.437 de ron. Asistentul medical principal de la 2605 la 2710, cu 100 de ron diferență de la vechiul la noua grilă de salarizare. Mai mult putem spune că primește asistentul medical debutant de la 1313 la 1550. Infirmierul are o mărire de 300 de ron. Eu când spun aproximativ, nu am calculat la exact. La infirmierul de la 1407 la 1718 ron, iar îngrijitorul de curățenie, brancardierul, spălătoreasa, de la 1313 la 1693, cu aproximativ 400 de ron.
între salariul vechi și cel nou, la asistentul medical cu minim 6 luni vechime, salariul de bază până la 31.7 a fost 1961, acum este 1960. Acolo unde este mai puțin după noua grilă, se păstrează vechiul salar. Aceste salarii spuse sunt doar pentru asistenții de pe secții, deci în afară de ATI și CPU, care au o altă grilă de salarizare, și în afară de anatomia patologică, care dintotdeauna a avut o grilă de salarizare diferită față de ceilalți. Ca exemplu, medicul primar de la 9605 la 9445 de RON, asistentul cu studii, personalul cu studii superioare de la 6210 la 6552, deci astea sunt la anatomie patologică, iar asistentul medical de la 5082 la 5263. Da. De asemenea, la comitetul director, la fel, au fost modificate grila de salarizare, dar vis-a-vis de vechea grilă, putem spune că e mai puțin. Deci nu au mărit la membrii comitetului director grila de salarizare, doar pe secții, atât. Considerați probabil ca administrativ. Da, și nici cei din administrativ, cum este personalul, RUNOS, achiziții, aprovizionare, secretara, toți cei din administrativ nu au fost incluși în această ordonanță. Ei au rămas la salariile vechi, din această cauză au fost și nemulțumiri pe tema asta. Dar să fac demersuri. Da, să... Nu, sunt demersul la nivel de sindicat pentru personalul administrativ, da. În toată țara. Asta este salariul de bază. Fără salariul de bază. Fără. Singura chestie este următoarea. Sporurile, ora de gardă, tot ce facem în plus, se calculează la salariul din 2009. Deci, nouă acum ne-au prezentat banii ăștia pe care ne plătește strict ce lucrăm în luna respectivă, da? Orele lucrate. După care, sporul de secție, sporul de ce alte sporuri ora mai sunt, garde. Se calculează la 2009. De aici și scandalul la nivel național, pentru că nu e normal, noi lucrăm cu salarii de 2016 și ne plătește sporul la 2009, ora de gardă la 2009, adică la 2000 și un pic, nu știu exact care este, diferă de la fiecare, dar la mine 2190, ceva de genul ăsta ca medic primar ortoped, încât normal că sunt nemulțumiri. Trecem mai departe. Știm că în perioada august s-a desfășurat campania Romașcanii donează sânge. Dorim să mulțumim celor care s-au implicat în acest proiect. Într-adevăr, după conferința de presă din 12 august, s-au mobilizat mulți cetățeni ai Romanului și au venit să doneze sânge, contribuind astfel la salvarea de vieți omenești. Am vorbit ieri cu doamna Cristina Petrei de la Centrul de Transfuzii și în decursul lunii august au fost în jur de 160 de persoane ieri dimineață. O altă noutate, o putem spune că la nivel național a fost implementat Programul Național de Supraveghere și Control al Infecțiilor Nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticilor și antibioterapiei, iar Spitalul Municipal de Urgență Roman a fost inclus pe lista unităților de specialitate care implementează acest program. Au fost alocate suma de 34.000 lei și urmează ca în decursul săptămânii viitoare să ne întâlnim cu reprezentanții DSP, cu doamna dr. Pipirigianu și doamna dr. Mucelenița, pentru a ne da mai multe informații despre implementarea acestui program. Doamnele doctor au fost în concediu și n-am putut discuta cu dumnealor, încât într-o conferință de presă ulterioară vom putea spune exact ce avem voie să facem cu acești bani. Că așa noi... știm, dar trebuie să fim exact pe ceea ce spun dumnealor, ca să nu ne trezim că am cheltuit banii pe altceva și nu
în ceea ce spun dumnealor. Ne-au trebuit să-i cheltuiți, adică neoficial, înțeleg, dar... Păi, natura cheltuielilor e așa, pe reactivi, pe medii de cultură pentru izolarea tulpinelor și efectuarea antibiogramelor, pe materiale sanitare și de laborator necesare desfășurării activităților de izolare a tulpinelor și efectuarea antibiogramei, pe furnituri de birou, prestări servicii pentru diagnosticul, confirmarea infecțiilor nosocomiale, confirmarea și caracterizarea rezistenței la antibiotice al tulpinelor izolate, controlul extern al calității, transport intern pentru probe, depozitare, conservare, neutralizare deșeuri medicale, întreținere, mentenanță, redevențe, asigurări metro... logisare și etalonarea echipamentelor de laborator. Nu, stați un pic, dar le făceați până acum, putea să le faceți? Noi le făceam din banii pe care îi aveam. Acum, la nivel național, au fost alocate o sumă de bani Spitalului Roman, 34.000 de RON. Pe ce ne-au trimis dumnealor, au spus că 34.000 de RON până la sfârșitul anului, dar din acte doar pe trimestru 3 scrie. E clar că pe trimestru 4 vom mai primi o altă sumă. De asta sunt multe pe ce putem cheltui, dar trebuie să știm exact pe ce vor ei să începem. Pentru că dacă ar fi să le luăm pe toate, ne-am... Ne ajunge. Da. Cam atât. Să le mai spunem și... Da, o rog pe doamna director medical să ne spună... Eu să vă prezint o problemă importantă de sănătate publică și anume evoluția meningitei virale din zona Moldovei și această informare va fi însoțită de câteva recomandări de prevenție adresate în special populației. În această perioadă se constată o creștere a numărului de cazuri de meningită virală, care, deși sunt specifice sezonului, depășesc valorile înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, în perioada 1 iunie-21 august 2016 s-au înregistrat 46 de cazuri, cele mai multe în județele Iași, 15 cazuri, Suceava, 12 cazuri, Vrancea, 6 cazuri, Botoșani, 5 cazuri. Spre norocul nostru, în județul Neamț nu s-au identificat decât 3 cazuri. Cine prezintă riscul de infecție cu acești virus? Toată lumea prezintă risc de infecție, dar în mod special sugarii, copiii și adolescenții, pentru că aceștia au mai puțini anticorpi. Cum poate fi cineva infectat cu acești virus? Prin contactul direct al persoanelor bolnave în primele 4 zile, prin picături de secreție respiratorie, prin contactul cu suprafețele și obiectele contaminate, cum ar fi, de exemplu, paharul sau telefonul mobil, prin contaminarea mâinilor cu materiile fecale, în schimbarea scutecelor. Un alt mod, consumarea fructelor sau legumelor nespălate și apei din surse neamenajate. Perioada de incubație a virusului este de 20 zile. Ce suferință provoacă acest virus, mai exact când trebuie să ne prezentăm la medic. Vă recomandăm să vă prezentați la medic dacă aveți următoarele simptome. Febră, 39-40 de grade, însoțită de frison, dureri de cap, musculare, articulare, abdominale, grețuri și vărsături, erupții cutanate, leziuni pe mucoasa gurii. Mai rar, forme de encefalită, miocardită. Alte simptome care impun consultul medical imediat se referă la somnolența extremă, la vărsăturile persistente, la afectarea stării de conștiență, la convulsii, redoarea cefei, paralizia unui membru sau comă. Trebuie să știm că durata bolii este de 7, maxim 10 zile. Cum prevenim infecția cu enterovirus? Prin spălarea mâinilor în mod frecvent și corect, prin spălarea obligatorie pe mâini înainte de a ne juca cu copiii, prin curățarea jucăriilor și interzicerea introducerii acestora în gura copilului, prin curățarea suprafețelor contaminate, folosirea sticlelor de apă individuală la copii, mai ales în colectivități, aerisirea încăperilor cât mai des, evitarea zonelor aglomerate, evitarea contactului cu persoanele bolnave, evitarea consumului de alimente insuficient preparate termic sau provenite din comerțul stradal, evitarea consumului de legume și fructe nespălate sau apei din surse neamenajate. Se recomandă să nu pacienții, mă rog, populația să nu facă baie în ape cu debit scăzut și cu fundul mâlos, evitarea pescuitului fără echipament de protecție, dezinfectarea tacâmurilor, veselei, articolelor care intră în contact cu secrețiile și excrețiile, mai ales pentru cantine, restaurante, școli sau grădinițe. Cum se îndepărtează virusul din apa de băut?
Este recomandată fierberea apei timp de 1-3 minute, care va inactiva virusul. Apa ulterior trebuie depozitată într-un recipient curat cu capac. Trebuie să precizăm pentru populație că filtrele de apă clasice nu îndepărtează virusul pentru că acesta are dimensiuni foarte mici și nici alcoolul folosit de obicei pentru dezinfecție nu este eficient asupra acestui virus. Întrebări? Întrebări? Nu sunt noutăți. Vă interesează ceva? Fără probleme, răspunde. Să ce le spune? Poftim? Păi nu, ați auzit foarte bine că aceste creșteri salariale sunt suportate de către minister, așa cum a fost și acea creștere de anul trecut, ordonanța 35, și această ordonanță este suportată în același mod. Nu au venit clar reglementări în acest sens, dar și-au asumat. Așa cum ați văzut și diferențele de la gărzile medicilor le suportă tot ministerul. Impactul este undeva în jur de 10%. Am făcut un calcul pe total cheltuială cu salariile. Nu e o sumă extraordinar de mare, dar totuși e o cheltuială importantă din... Programul cu tablete și este legat de acel proiect de pe vremea deputatului Mai? Nu. Este un program, deci noi am primit adresa de la Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul de Situații de Urgență. Dumnealor au trimis reprezentanți, au montat calculatoarele, au dat... Poftim? Și motivat? De ce toate datele astea trebuie să ajungă? Deci cei din CPU, la 12 ore tot timpul trimiteau datele. Vor ca toate datele să fie trimise în timp real, tocmai pentru a ști exact ce probleme sunt la nivel național, eventual unde este un accident colectiv, un accident cu multe victime, și să știe cum să mobilizeze cei de la București, elicopterul, avioanele, tot ce au ei, tocmai pentru a dirija mult mai bine problemele. Mobilizarea armată poate aduce înapoi timpul. Da, eu și ieri și astăzi, acum înainte de a începe, am sunat la minister, la doamna doctor Tănase, chiar am vorbit cu doamna Claudia Lazar, zic, care de 3 zile îmi spune că doamna director este foarte ocupată, intră din ședință în ședință, n-are timp să discute. I-am spus, bine doamnă, dar sunt de atâtea zile, măcar să vă spun care e problema și poate mă ajutați dumneavoastră. Dumnezeu i-a zis să-i dau numărul de înregistrare cu care au trimis cei de la Piatra Neamț la București, la minister, memoriu, și să mă pună în legătură cu persoana care trebuie să-mi... A rămas acum să sun la Piatra Neamț, că noi nu avem numărul de înregistrare cu care Piatra a trimis la minister. Dacă trimiteam noi personal, puteam să dau aceste date. Dacă încât... vă dau un greșit. Nu cred, totuși. Și sistemul audio ăsta care trebuie acum modificat? Așteptăm să nu vă spune, pentru că noi, funcție de detaliile tehnice care le-am primit, conform noilor proceduri în domeniul achizițiilor, trebuie să facem un anunț de intenții în SEAP și, urmând în acest caz, să primim detaliile de o ofertă. În momentul ăla putem vedea și estima valoarea. Deocamdată nu știm ce să vă spunem până nu primim o ofertă concretă. Oricum, din peste 10-15.000 de lei este. Ha, nu e o cheltuială enormă, dar... Așteptăm, avem promisiuni că în ședința de la începutul lunii septembrie, așa cum a fost precizat în ședința anterioară, am înțeles că domnul președinte a spus că va aloca această sumă pentru aparatul de radiologie. V-ați întâlnit cu doamna ce probleme ați discutat? Sau s-a interesat de... M-am întâlnit și ieri cu domnul primar. Nu, a zis conducerea spitalului. Cu policlinica, cu proiectul, cu...
cu proiectul. Nu am discutat cu domnul primar, am discutat cu domnul Bojescu, că domnul lui coordonează proiectul. Urmează să fie finalizat. Noi am mai făcut o solicitare, într-adevăr, săptămâna trecută, legată de o intervenție în proiectul de pe policlinică, care ne privește direct pe noi în amenajarea viitoarei secții de la fosta farmacie. Urmează să vedem în ce măsură se poate interveni, că e o chestie cu ce ține de expertiză. Dacă proiectanții consideră că pot introduce în cadrul acestui proiect și ce am solicitat noi, așteptăm un răspuns, după care vom vedea ce se mai întâmplă. Până atunci nu putem să... E un proiect comandat de primărie, este suportat de către primărie acest studiu și nu putem noi să intervenim, doar cu solicitări. Reabilitarea se va face și cu acordul medicilor care au gabinete particulare? Obligatoriu, că așa spune legea, atâta timp cât sunt... Păi, n-au cum să nu fie de acord, dacă... A, pot nu, să nu fie de acord, dar... Poate? Care nu sunt de acord? Păi dacă e proprietar, cum să plece? Păi sunt, asta e problema, că în policlinică sunt mai multe tipuri de... primăria e proprietar pe o parte, sunt cabinetele care dețin în proprietate acele spații, mai sunt concesionari, mai sunt instituții care au puse la dispoziție cu titlu gratuit aceste spații, DSP-ul, medicina legală și alte transfuziile. Ei, în momentul în care se face acest proiect, fiecare în cota lui parte trebuie să contribuie la implementare. Altfel nu se poate. Dar vom vedea. Colegii medicilor, neam respectiv președintele Căzechi, susține că ca sursă de finanțare a plății acestea de diferență salarială de a gărzilor de la 2009 la proiectul ce s-ar putea face prin accesare de fonduri europene. Aveți cunoștință de existența unor salarii? Nu am cunoștință, eu doar dacă a zis și dumneavoastră ceea ce a spus Ministrul Sănătății, foarte clar în conferință de presă a spus că această diferență va fi suportată de către Ministerul Sănătății. Nu știu dacă poate fondurile europene care vin pe alte paliere să degreveze parte din bugetul Ministerului Sănătății ca să poată direcționa pentru aceste diferențe salariale, dar direct fonduri europene pentru majorări salariale, eu cel puțin nu știu. Referă se referă la orele suplimentare de gardă. Gardele suplimentare, același discuție. Intră în drepturi de salariale, că e gardă. Eu zic că există proiecte, el are cunoștință, colegii medicilor are cunoștință de existența unor asemenea proiecte europene. Vedeți, să vă spune detalii, nu știu ce să vă zic. Doamna, gospodinele pun legume, zarzavat, se pune și la spital. Vă pregătiți pentru iarnă, nu știu. Urmează. Sfârșitul lui septembrie, începutul octombrie. Ce să mai mănâncă la spital? Care mai e un meniu al pacienților? Putem să vă aducem un meniu acum, să meniu de săptămâna asta. Cât e alocat pentru hrană? În jur de 85-100 de mii pe lună, în funcție de numărul de pacienți, aproximativ. 85 de mii de lei pe lună. Meniul diferă în funcție de afecțiuni. Sunt pentru diabetici, este un alt meniu, pentru cei cu afecțiuni gastrointestinale, afecțiuni hepatice, alt meniu. La cei este meniu separat pentru comun, în care sunt pacienții fără diferite diete și medicii care sunt de gardă. De fiecare dată se primește carne, picăței, pește, adică zi de zi diferă. Dacă astăzi a primit carnea, să spunem, mâine primește pește, poi mâine picăței, pulpe de pasăre. Da. Pe toate secțiile. Cel puțin de două ori pe...
Cel puțin de două ori pe săptămână. Nu dezinformați, nu. Deci, da, nu. Marța deci, și joia să primești meniu cu carne. Marța și joia obligatorii au carne și introducem și peștele chiar în una din zile. Da. La regim, la oncologie, la diabet, tot timpul au carne. Ca pește a fost macrou, a fost pangasius, deci nu, chiar... Ce, astăzi e joi. Chiar putem să mergem astăzi, joi asta. Păi în funcție de afecțiuni. Bolnavul psihic are o anumită... Mai mult, pentru că... Un anumit meniu cu un anumit preț, deci prețul la meniu diferit în funcție. Păi v-a zis un director lunar la, cam 85. De exemplu, meniul comun are, este o alocare de o normă de hrană pe zi de 7,5 lei. Da. Pe zi pentru meniul comun. La diabet, dacă pentru eu schemă mult. O alocare mai are și două gustări, ora 10, ora 16. Undeva în jur de 9 lei. Iar la psihiatrie, știu că e 10 lei. Facem. Păi, media dacă 7 cu 9, 8.50 ar veni, 8.50, dar numărul, cel mai mare număr de meniuri este meniul comun. Celelalte sunt pe specialități și pe afecțiuni. De câțiva ani buni, eu de când... De când a venit, nu s-a mai modificat nimic la rația de hrană. Da. Din 2008... Da, cred 2009, că, da, cam așa ceva, din 2008. Deci nu, în ultimul timp, în ultimii 5 ani, nu a mai fost actualizat acest... Trebuie să gândești la spital, nu? Da. Sunt condiții... Care solicită? Cine solicită? Cel mai de alimentație, medicul de gardă care solicită, este de la regimul comun. În fiecare zi este întrebat dimineața medicul care este de gardă dacă ia dorește masa la spital sau nu, tocmai pentru a ști. Cum? Nu plătește. E obligația lui să verifice meniul. Ne-ați spus o dată, am mâncat măcar la mâncat? Da. Eu zic că se gătește foarte bine. Azi cine e? Ișoai posibil să gătește. Ce ați făcut extinderea centrului de primiri urgențe? Da, acela nu este extinderea centrului de primiri urgențe, este un proiect care intenționăm să-l implementăm, care se referă la modernizarea, dotarea și extinderea ambulatorului integrat al spitalului. Acesta are o componentă de extindere, așa cum spuneți, cu un centru imagistic. Acest centru imagistic ar fi ca și loc de amplasare în H-ul din spate, cum e UP-ul în față, în partea cealaltă ar trebui să fie amplasată această construcție. Avem doar un studiu de prefezabilitate în care am stabilit câteva coordonate de amplasare și cam cum am dorit să arate acest spațiu. Urmând, este alocat în bugetul local. La fel, acest proiect nu se poate desfășura decât cu sprijinul autorității, nu cu sprijinul, doar prin autoritatea publică locală. A fost prins în lista de proiecte pentru anul acesta și acest proiect, urmând să apară ghidurile pentru acest tip de finanțare. Până atunci nu putem decât să ne facem previziuni, proiecte și cam să știm foarte bine ce avem de făcut. Ar fi foarte important, adică pentru noi ar crea și un flux mult mai bun. Am avea, bineînțeles, o dotare pentru tot ceea ce înseamnă nu numai cabinete de ambulatorie, dar acest spațiu imagistic care ar cuprinde pe lângă aparate, computer tomograf, RMN, aparate de orice altă investigație de acest gen, mamograf, foarte multe. Noi sperăm să fie fezabil. Așteptăm să vedem ghidul, că acum nu e apărut. Câte contracte suplimentare pentru gărzi ați semnat? Lasă și dacă există medici care au refuzat la Roman. La Roman n-a refuzat nimeni. Toți cei care au făcut gărzi până pe 31 iulie au fac în continuare. Inițial o parte au semnat contractul doar pentru o lună de zile, expirând la 31.08, dar chiar ieri am avut la mapă solicitări din partea medicilor pentru prelungirea contractului, tot pe perioadă determinată. O parte din medici au semnat pentru două luni, tocmai că a fost discuția că începând cu 1 octombrie se modifică salarizarea și atunci au luat doar august-septembrie, iar o parte
și pot să spun cam jumătate au semnat pe perioadă nedeterminată. Asta nu înseamnă că dacă au semnat pe perioadă nedeterminată și se schimbă salarizarea, nu sunt plătiți conform legislației. Nu, nu am avut cel puțin probleme, au fost înțelegători medici. Întâlnirea cu medicii de familie, nu ne-ați mai spus nimic de ea, era una. Da, într-adevăr, dar cum luna august a fost și luna concediilor, urmează să ne întâlnim, tocmai să fim cât mai mulți medici cu care să putem discuta. Hexifarma, după întorsătura luată de documentul emis de parchet, care îi spune că n-ar fi fost chiar așa lipsite de efect aceste, chiar dacă au fost diluate soluțiile Hexifarma. Ce ați mai făcut dumneavoastră cu stocul acela? Noi, da, stoc, firma a trimis după acel stoc, săptămâna trecută au venit, au ridicat tot ce a însemnat produse dezinfectanți Hexifarma. Suma care a fost... Deci au fost o parte din facturi neplătite și atunci facturile neplătite au fost căzute din acea sumă și a mai rămas ca Hexifarma să ne dea 9100 ron, parcă. No. Din, da, 9000 de ron din toată suma. Cât despre partea cu... Noi am primit de la poliție să trimitem actele, tot ce am avut, contracte, note justificative, facturi, tot ce înseamnă pe partea de achiziție Hexifarma și dacă ne constituim parte civilă. Și suma. Suma nu putem să o punem atâta timp cât nu știm dacă într-adevăr acele produse au fost conforme sau nu. Vom lăsa să-și facă treaba și la final, când știm că n-au fost conforme, ne putem, putem spune și suma cu care ne constituim parte civilă sau nu. La momentul ăsta cu ce dezinfectați? La momentul de față lucrăm cu diferite firme. Cu Intercop, cu Brown, cu Synergy, sunt mult mai multe. De pe lista. Da, da, de către Ministerul, a creat de Ministerul Sănătății. Și erau creați. Da. Și erau, da. Acum avem ales revine, totuși, că ați văzut că s-ar putea să iau o altă întoarsătură. Acum veți mai relua contractul cu ei? Să așteptăm, doamna Floră, să așteptăm întâi. Ele vor corespunde la licitație și vor veni, clar că... Nu. Sunt o parte din produse, cum era cloramina, cum era poliodina, care se găsește greu la alte firme sau deloc și atunci e normal că putem apela și la, dacă se dovedesc că sunt ok. Dar... Asta durează, că vă dați seama că nu au cum în jumătate de an, un an de zile să dea verdict. La nivelul Spitalului Roma ar exista posibilitatea apariției unui conflict de genul celui de la Spitalul Florească și să vă plece medicii nemulțumiți de... Noi spunem că nu, dar... Da. Eu nu vorbesc urât, spun. Dar n-am de unde să știu. Nu, nu cred. Și au dat demisia 17 medici la urgență. Da. În primul rând, noi nu avem 17 medici, știți? De la urgență. De la urgență. De la urgență. Da, i-a chemat domnul ministru aseară și au stat la... au discutat. Aici sunt niște doamne. Ați prezentat o listă de investiții la începutul anului. Ați reușit să achiziționați ceva din lista aia? Păi, nu. Sau lista de investiții de exact. Aparatură, în... de secții, ce ați prezentat acolo? Da, deci era o listă cu obiectivele de investiții care era estimată în jur de 4 miliarde jumătate. În momentul în care suma pentru aparatul de radiologie nu a mai fost alocată, a trebuit să renunțăm pentru moment la acele investiții, să alocăm banii pentru întreaga sumă în aparatul de radiologie ca să putem perfecta documentele. Că trebuie să ai prevedere bugetară ca să poți să faci toate demersurile. Așteptăm în momentul acesta, să, tocmai asta, să putem primi banii, să facem plata la
firma cu aparatul de radiologie, ulterior să ne putem lua acele aparate care ne sunt de strict necesare. Ca importanță se compensează, pentru că și secțiile au nevoie, v-ați canalizat numai pe aparatul ăsta și tot anul stați pe afară. Poate și secțiile au nevoie de instalații. Da, într-adevăr, secțiile aveau nevoie de completarea cu aparatură pentru desfășurarea activității, dar ținând cont că aparatul de radiologie deservește tot spitalul, era o prioritate și era o investiție foarte mare. Așa plus că a fost, noi am avut promisiunea Consiliului Județean că, că se rezolvă foarte repede. Tot noi, de la lună la lună, da. Tot am așteptat de la începutul anului să se... Dacă nu mă știu, da, da, de mai. Da, 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 da. Putem inaugura. Dar funcțional, plastic? Aparatul este el funcțional. Este funcțional, dar nu este, nu este plătit. Știți, în nu momentul în care face plata finală, opera, da, furnizorul, da, semnează procesul verbal de recepție. Eu dacă am, nu-mi trebuie virată suma în momentul aprobării. Consiliul Județean trebuie să aprobe într-o ședință acordul de parteneriat cu Primăria Roman în vederea finanțării cu suma de 482.000 de lei până la sfârșitul anului 2016, nu trebuie să-mi facă plata imediat, pentru că eu voi face solicitare după ce semnez procesul verbal de recepție final, după care voi depune documentația la Consiliul Județean. Deci e o perioadă de timp. Dar ne trebuie acești bani să-i virăm ca firma să semneze procesul verbal de recepție și să-l punem în funcțiune. El este... Cât mai durează procedurile cele de autorizare? Că sunt, procedurile sunt finalizate. Deci ele noi finalizate. Așteptăm doar să plătim și putem intra. Punem în priză și dăm drum. De la Consiliul Județean, nici aparatură nu a fost achiziționată. Nici aparatură. Nu, va trebui, deci, noi am discutat și cu cei de la primărie, va trebui să găsim o soluție de a, că nu putem să, firma ne va da în judecată dacă nu îi plătim. Pe lângă penalități vom intra în alt, într-un litigiu, ceea ce nu ne-a dorit. Va trebui să facem un efort și mai mare. Tot de telefoane și cu mașina scurt. Așteptăm să ne răspundă cineva. Noi sperăm că... A anunțat președintele în ședința Consiliului Județean că pe 9. Vorbeam eu ceva acum cu altă chestie. Asta e. Și cu mașina SMUR dăm telefoane, dar s-a deplasat o delegație de la spital să stea acolo la ministru în față și să spună, doamne, chem presa, chem televiziunea, chem tot, să ne filmeze. Noi nu plecăm de aici până nu obținem avizul ăsta. Că la telefon, știți cum e, ne mai întâlnim mâine sau mai încercați. Luna august, deci, da, noi am spus că mergem în septembrie acum, pentru că luna august a fost luna concediilor. La minister, marea majoritate au fost în concediu. Să mă duc să stau în fața ministerului, nu, pentru ce? Păi, fac antecameră în momentul în care sunt la serviciu. Dacă doamna directoare a fost în concediu. Uite, facem o delegație cu microbus, toată presa din nou, mergem acolo și stăm în anticameră și până nu ne primește, nu plecăm de acolo, să rezolvăm problema cu SMUR. Sunteți de acord? Pentru și că noi acolo, suntem așa de acord. Sunăm, domnul ministru este, poate e la birou, bea cafea, ce nu, încercați săptămâna viitoare. Da, problema e că pe lângă noi ar trebui să luăm cel puțin un... o autoritate împuternicită legală. Asta înseamnă un reprezentant al Spitalului Județean, care sau al Consiliului Județean, pentru că această problemă, de fapt, nu mai e o problemă din punct de vedere legal a noastră. Noi nu mai suntem parte implicată. Dar comunitatea? Dar comunitatea. Dar putem, exact. Ce atât. Semnătoare, că ați văzut că se poartă. Noi am sperat că e un subiect foarte important și sănătatea în zonă e foarte importantă și n-am găsit că... Nu am înțeles de ce o trimis de la Piatra Memoriu și pentru că noi nu suntem UCU, noi suntem CPU. Și în structura CPU nu poate funcționa o ambulanță de tipul acesta. Ce ți-mi dorește regula? Nu. De ce nu? Eu am mai zis odată, știți unde? Deci noi am făcut două memorii către minister în care am primit răspunsul de la Ministerul Sănătății și de la Ministerul Afacerilor Interne că, exact ceea ce știți, fiind CPU și nu UPU, nu avem voie să avem SMURD. Va putea funcționa mașina doar la UPU Piatra Neamț.
Se va înființa la UPU Piatra Neamț încă o linie de gardă pe UBU. Este în momentul de față o linie unde își desfășoară ei activitatea plus mașina SMUR și încă o linie pentru noi, dar jumătate cum ar veni de linie de gardă, că nu o să fie 24 de ore, ci 12 ore, în care în linia asta de gardă medicii de la Roman și asistenții cu contract parțial de muncă vor lucra contract cu Piatra Neamțu, iar mașina va sta la noi și vor lucra aici în Roman, dar până când nu obținem avizele, așteptăm avizul de la Ministerul Sănătății. Ministerul Afacerilor Interne și-a dat avizul, a spus că din punctul lor de vedere sunt de acord, avem tot sprijinul, avem hârtia, dar trebuie hârtia de la Ministerul Sănătății. Înțeleg că unitățile de primire urgențe sunt numai pe lângă spitalele județene. Da. Nu. Deci au fost două memorii trimise. A fost făcută interpelare în Senatul Parlamentului de către domnul senator Chelaru. A fost făcut interpelare de către domnul deputat Cosman Ciuc. Deci ne-am dus cu diferite intervenții. Nu se poate. Asta este legea. Nu că nu am făcut. Da, da. Schimbăm. Da, deci interes a existat și ne-am interesat și tot am... E o perioadă propice, acum vin alegerile și orice parlamentar ar trebui să-și facă imagine. Pe 20-22 septembrie are loc concursul pe un asistent. Da, doamna, un asistent medical este la pensie și în locul ei, iar cele patru posturi care au fost transformate din posturile de pază în posturi de asistenți vor fi scoase la concurs. Era vorba pe linia aceea de gardă, de gardă pentru medici și gardă pentru asistenți. Da. Spuneați că este asistenți avem, acolo problema era alta. În statul de funcții la Piatra Neamț nu erau trecuți și asistenți. Deci toți asistenții care sunt, posturile sunt ocupate. Nu este vacant niciun post de asistent și atunci ei trebuie să schimbe statul de funcții, să vacanteze posturi de asistenți pentru a putea încheia contract cu timp parțial de muncă pentru asistenții noștri. Posturi vacante pe medici au, dar pe asistenți nu au. De asta, în paralel, așteptând avizul de la Ministerul Sănătății, se lucrează și pe partea asta de a vacanta sau de a modifica statul de funcții pe parte de asistenți. Pentru că asistentul trebuie să figureze la ei. Că nu poți să faci linie de gardă, asistentul figurează la noi și medicul la ei. Nu, sunt pontaje diferite, bani diferiți de plată și sporuri diferite. La conferința de presă trecută ne-ați promis că de fiecare dată veți aduce un medic, un șef de secție. Nu am auzit vorbind nimic despre sindicate. Ne-ar fi interesat acum, sau pe mine cel puțin m-ar fi interesat, că vorbeam de un conflict de nemulțumire ale sindicatelor. Am vrea să știm și noi ce preconizează, ce au de gând. Da, legat de conferințele de presă cu medici, la conferința de presă din 12 august a fost doamna dr. Popescu, care este coordonatorul unității de transfuz de sânge de la noi și medicul șef de secție de ATI. Într-adevăr, am vrut astăzi să vină și doamna dr. Tălmăcel. Ieri, când am preconizat noi, conferința de presă era pregătită să vină. Astăzi, fiind în zi liberă și programat să plece din localitate, nu a putut să ne onoreze cu prezența ca atare. Da. Iar cu sindicatele ia legătura. Da, luați legătura direct cu sindicatele. Sindicatele, da. Nu, noi una. Domnul Jimmy în momentul de față este în concediu prin Italia. Da? Nu a zis că e în concediu? Urmează să pleci. Urmează să pleci cu care probleme cu soții. Da, doctor Popovici care are legătură direct. Doamna mai este la sindicatul doamna Iftodi. Iftodi Daniela. Nu, noi suntem în relații bune cu sindicatele, nu am avut niciun conflict. Conducerea spitalului.
Știți care e problema? Lucrurile, nemulțumirile sindicatelor nu vin din ceea ce din activitatea noastră și relația directă cu ei. O lege care nu am compus-o noi și nu ne-a întrebat nimeni, îi nemulțumește. Asta nu e greu să o reglăm noi. Ce să facem? Dacă această modificare a salarizării nu a inclus și personalul administrativ, nu e problema noastră. Nu avem noi cum să o rezolvăm. De asta... Ați făcut o procedură cu acele tablete, să vedeți timpul, cât ia fiecare medic. Da. Gândesc că o să fie discuții și o să spună, vreau, dar noi consultăm. DSU coordonează această activitate. Deci noi avem hârtia de la DSU în care spun că începem cu 1 septembrie. Deci nu puteam noi să ne apucăm... Procedură, să vedeți cam cât timp ia chestia asta. Da, tocmai de asta pentru început se merge în paralel. Păi nu, tocmai asta au spus și ei. Nu vom lăsa pacientul ca noi să scriem sau cu o mână scrii și cu una masezi, faci masaj cardiac extern. Nu, tocmai în momentul în care pacientul, să zic, intră în stop cardiorespirator, te-ai logat la tabletă, ai apăsat pe ecran și s-a întipărit ora la care rămâne memorată ora la care a început masajul cardiac extern, da? S-a declarat decesul, să spunem. La fel, nu leși pe toți și tu te-a pus să scrii. La fel, te loghezi, apeși pe ecran, memorează ora, iar în momentul în care tu ai timp, da? După un sfert, jumătate de oră, dacă sunt doi medici, îl preia celălalt medic, pentru ca medicul așa să-și poată scrie și descărca medicație tot ce a folosit. Spunem că e bine să vă rog, cu discuțiile... Dar bănuiesc că ulterior, poate la o conferință de presă ulterioară cu doamna Trăinăcel, ne va lămuri cu funcționarea sistemului. Pe într-adevăr, asta... pentru început, tot ce este implementat și este nou, ni se pare greu, și dar se vor obișnui atâta timp cât ei așa au hotărât și au alocat pe proiectul ăsta o groază de bani, presupun că știu ce fac, nu? Chelariu Valerian. Chelariu Valerian. Dacă mai permiteți o întrebare mai puțin tehnică, așa mai umană, din pacienții pe care i-ați avut sau știți de la alți colegi de-ai dumneavoastră care au venit cu mulțumiri și când zic mulțumiri nu numai flori și cafea, nu ne zic atenții că poate e prea mult, dar poate cineva a adus o jucărie de pluș pentru dumneavoastră sau lucruri mai puțin frumos. Nu vorbesc de sau de flori și cafele, lucruri care poate v-au măgulit într-un fel, sau un sac de cartofi cineva, care nu a avut putut să vă ofere. Din povești, nu... Ce amuzantă sunteți, doamna! Și doamna, la ce s-a făcut înseamnă mulțumire, nu s-a făcut... Și nu ne referim la noi, nu? Ne referim așa, în general, ce am auzit. Fără să nominalizăm medicul sau ceea ce s-a întâmplat. Numai cărnați nu primiți. Cantaboși. Sau așa, poate cineva a pregătit o plăcintă, pentru că nu... Sună bine și mi-e foame. Da, da. Asta e o idee bună. E o idee bună. Doamna manager, vine soțul când nu poate să ajungă la să ia prânzul. Și mi-a adus ceva de mâncare. De exemplu, mama unei colege sau era internat. Întrebarea cu prăjitură. Apropo de Italia. Dar suntem pregătiți pentru un sens major ca spital? Ca spitalul... Ce înțelegeți? Adică ca un... Noi, în mod normal, și avem un stoc critic, tocmai pentru astfel de situații, un stoc critic ce înseamnă medicamente în farmacie, materiale sanitare, tot ca și stoc critic. Acum depinde ce fel de dezastru. Și dacă acest dezastru nu interesează și spitalul. Păi, tocmai nu, ca da, și cu tremur s-a referit, cum în Italia, în orașul ăla, totul s-a distrus. Știți cum se declanșează la nivel național sau local planul roșu, iar la nivel de spital planul alb. Suntem, nu pot să spun că, în funcție de
ce catastrofă va fi și câți pacienți vor fi. Nu pot să spun acum că dacă vor fi 100 de pacienți, dar în cazul ăsta, tot timpul, când se declanșează planul roșu undeva și planul alb pe spital, este un plan alb. Iar 112 anunță și localitățile învecinate. Deci va fi și Iașu și Piatra Neamțu și Bacău, dacă romanul, să spun, nu poate cuprinde toți pacienții, în funcție de gravitate, se distribuie și la celelalte spitale. Plus că pacienții care sunt internați, avem, da, de colaborare cu spitalele. Așa, pacienții care sunt internați și pot fi externați, se externează tot ce poate fi externat pentru a putea fi internați acești pacienți. Planul alb, chiar la începutul anului s-a făcut o simulare la Metal Steel, la fabrica de țevi, în care s-a declanșat acolo planul roșu, ca și cum ar fi fost o explozie, iar la noi, la spital, am fost anunțați că se declanșează planul alb și cum, ce trebuie să facem, ceea ce chiar a fost o simulare foarte binevenită, pentru că așa... Chiar pe spital toți știau că acea catastrofă s-a și întâmplat și urmează să vină pacienții. La CPU stăteau și spuneau, dar nu mai vin odată? Și apoi le-am spus, stați liniștiți că a fost doar o simulare. Dar noi n-am spus de la început, tocmai pentru a vedea cum... Că... Da, da. Doamna manager, eu am o altă întrebare. Am o curiozitate legată de controlele acestea în Fâlcișate, pentru că am avut ocazia să vorbesc la spitalul județean cu o persoană care mi-a specificat că într-un anumit caz controlul s-a făcut tot în laboratorul spitalului. Deci cum funcționează la spitalul Roman aceste controle? Eu am rămas uimită, adică este încrucișat și merge tot la laboratorul spitalului județean. Deci la laboratorul nostru ce se lucrează doar autocontrolul. Deci ce lucrăm noi pe spital ca și un control. De câte ori vine DSP-ul, Sanipidul? Noi am avut săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni trimis de prefectură control de la Sanipid la spital. Nici nu ne-a spus unde vrea să meargă, pe ce secție sau ce vor să facă. Deci am mers cu dumnealor și în momentul în care am ajuns ne-au spus vrem să mergem la chirurgie, la blocul operator și la neonatologie. S-au dus, au recoltat probe din toate trei locuri. Rezultatele au fost negative, aceste probe au fost lucrate la DSP. La DSP. Da, deci nu la laboratorul nostru. Deci nu funcționează partea? Nu știu ce s-a întâmplat la... Era cazul bebelușului mort la... Dar acel caz, în momentul în care s-a recoltat probe de la bebeluș, normal că se lucrează în spital. Când vine un control, se lucrează la DSP, deci noi când am avut control de la Iași, de la Institutul de Cercetare, da, probele au fost luate la Iași și lucrate. Deci nu. Iar din punctul ăsta de vedere pot spune că rezultatele au fost bune. Chiar DSP-ul în moment în ziua în care s-a lucrat și ultima probă, însămânțare și tot, ne-au sunat și ne-au spus că rezultatele sunt negative. Și pentru chirurgie, și pentru blocul operator, și pentru neonatologie. În ultimele 2 luni n-au mai fost semnalate infecții? Nu. Nu. Infecții nozocomiale nu. Nu. Când a fost stabilit acea simulare de noapte pe care a anunțat-o domnul primar? Noi de unde să știm? Nu știm noi. Dar simulare de noapte ce? La cutremur. Da. Bănuiesc că reprezentantul ISU de la primărie, care coordonează și activitatea noastră și a celorlalte instituții, o să ne comunice sau să ia legătura cu reprezentantul nostru de situații de urgență, să nu știm oficial. Da, domnul Ursu nu ne-a anunțat încă. N-au fost informații. Da. Nicio. Aș vrea să continui un pic cu întrebarea colegii mei, la care n-ați răspuns. La o discuție cu șeful secției de chirurgie, cu domnul Albătescu, spunea că există undeva o chestiune reglementată legal, încă dacă un pacient vrea să mulțumească unui medic, dar nu are posibilitatea să-i dea lui ceea ce dorește să-i dea, poate veni la secretariat și sub formă de donații sau... altă sub formă de donație se poate. Acel bani, da, la medicul respectiv,
dar să-i se oprească, nu știu, taxe, impozite, aveți cunoștință de așa ceva? Și nu, când donația nu. Donația ajunge la spital. Nu avem o procedură ceva legală acum. Nu, nu, nu. În momentul de față noi nu avem o procedură legală prin care să... Prin care să... Cine donează? Donează pentru spital? Spital? Și atât. Nu. Poate fi cu destinație pentru secția respectivă. Dar donații ce înseamnă? Materiale. Materiale. Da. Căruciori pentru secția. Scaune. A fost donată o masă chirurgică, o masă din asta de instrumentar. De către o firmă, dar nu... Deci pot fi cu... Da. Este o formulă contabilă deci, care... Da. Deci pot fi cu... Da. Donații. Da. Nu. Donații pentru spital, nu pentru persoană. Și donații pentru... se face da. Totuși cu un act. Da, sau dar da. N-am avut situația, aveți dreptate, dar noi n-am avut situația să vină cineva să zică dații doctorului X. Pentru secții, n-am avut. Pentru secții, da. Diferite secții. Forme de donații, că a fost un aparat de aer condiționat, că un ecograf, a fost un ecograf, că da, da, la anul de la pediatrie. Un secție că vrea să facă nu știu ce om de afaceri, atunci da, a da, 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 la anul la pediatrie a fost, da, și de la pediatrie a fost, da, ecograful de la chirurgie primit în decembrie anul trecut de la societatea firmele domnului Tărâță. Deci sunt donații cu din astea, dar speciale pe secție, pe o secție, da. Nu pe persoană din secție, da, pe secții. Ambulanța de la Barcești, tot donații au fost, deci nu... Așa.